Neața, lumea, și bine am găsit la un nou joculeț. Astăzi jucăm Euro Truck Simulator 2. Știu ce părere aveți, da, prea multe jocuri, prea multe noi. Dar îmi place să joc mai multe lucruri pentru a diversifica gameplay-ul. Dar și de fiecare dată mă plictisește să fie numai un lucru. Așa că astăzi jucăm Euro Truck Simulator 2. Facem o mică cursă. Știu, sigur, persoanele care vor veni noi pe canal și se vor uita la videoclip, vor zice: a, gata, Rafael, copiez Rafael. Nu, frate, joc și eu un joc. Poate da, poate îl copiez, dar joc și eu un joc. Ok? Bun. Am stabilit pe ăsta de data trecută. Normal, jocul nu e început chiar de la zero, dar am zis că mai bine joc așa, că e mai ok decât să iau chiar cu toate lucrurile introductive. Și nu semnalizăm. Mai bine, hai așa. Dacă vă întrebați, da, în acest moment joc cu volanul meu, care nu e un G27, dar mă mulțumește. E un Genius Vibration Speed Wheel 3, mă rog. E un volan de pe vremea când abia apăruseră, dar îmi place destul de mult, că e al meu. Ok. Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like. În legătură cu seria de Warface, dacă vă place și, de fapt, la orice videoclip, dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like, pentru că eu știu ce va trebui să postez în continuare. Bun. Hai că ajungem acum la punctul ăsta. Sper că se aude destul de bine. Ok. Bă, eu vreau o cursă scurtă. Da, toate sunt oarecum scurte. Fie. Hai, pe asta. Ok, hai să vedem acum. De când joc eu Euro Truck? Păi, Euro Truck Simulator 2 joc de o lună. Numai că am avut o singură problemă. Am avut o problemă cu Windows-ul și am fost nevoit să fac să refac Windows-ul și s-a pierdut harta, game-ul, da, salvările s-au pierdut, deși jocul a rămas intact. Doar a trebuit să-l reinstalez atâta tot. Dar, mă rog, am pierdut acea lume și m-am cam supărat. Iar de atunci n-am mai jucat. De atunci n-am mai jucat și na. Acum am zis de ce nu, că tot am montat volanul. Hai să și joc. Bun, hai să vedem despre ce să vorbim. Nu știu, chiar n-am idee. Deși vă recomand la episoadele care vi se par plictisitoare, dați viteza 1.5 și o să fie mai rapid. La cât de rar vorbesc, o să se înțeleagă ceea ce spun. Deci toată lumea e fericită. Bun. Mi-am luat acest model nou de Volvo pentru că îmi place volanul. Arată, interiorul arată mai bine decât modelul mai vechi. Hai să vedem mai bine asta. Ok. Hai să dăm totuși asta la o parte. Bun. Păi, hai să vedem. Deci, în momentul ăsta n-am cum să știu. Deci, episodul ăsta e filmat în weekend, înainte să fie uploadat vreunul de săptămâna aceasta. Bine, pentru mine de săptămâna următoare. Deci, întrebarea era dacă jucăm League of Legends. Bine, am uitat să vă întreb dacă jucăm și Euro Truck Simulator 2, dar odată ce filmez, se pare că aproximez răspunsul. Sper. Ok. Bun.
Așa. Păi, hai să mă gândesc. Despre ce să vorbim? Păi, despre Warface. Sau despre Minecraft Amplified. Sau mai bine chiar despre Skyblock. Am avut o problemă. Adică am jucat pe un server normal. Am jucat Skyblock pe un server și serverul acela și-a dat reset sau ceva de genul. Și s-a schimbat harta de Skyblock. Bine, s-au schimbat extrem de multe pe acel server. Dar s-a schimbat harta de Skyblock. Chiar eu, nemai intrând pe server de ceva timp, s-a creat o insulă nouă. Tot ce făcusem înainte nu mai este valabil. Și în plus este o insulă destul de frumoasă, adică arată ok. Bun, hai mă. Așa mă, hai. Bagă tu viteză că eu mi-am pierdut... Ok, acum mai mergem. Bun. Am vorbit de aceasta. Survival Games. Survival Games... Am avut... oarecare problemă cu Survival Games-ul. Poate nu mă descurc eu, sau poate chiar așa e, chiar nu mă descurc la Survival Games. Și am parte numai de hackeri pe serverurile premium și non-premium, că am încercat pe orice cale să pot să joc, dar na, nu prea s-a nimerit. Așa. Să mă mai gândesc. Păi, da. Ok, cât mai avem? Ok. Hai să ne poziționăm pe banda următoare. Așa. Că nu ne prinde radarul de data asta. Bun. Cred că ne apropiem acum, mai avem 2 km. Deși eu nu m-am asigurat, dar ce contează? Bun. Nu! Dacă tot treci, treci, tot e. N-am primit amendă. Tare, perfect, chiar e perfect. Bun, hai să vedem talentele mele de parcangiu. Bun. Am să dăm cu spatele. Bun. Și cam asta a fost cu comanda noastră. Aproape nivelul 4. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă sunteți pe canal, nu uitați să apăsați butonul de subscribe. Și faceți și un share să ne știe lumea că facem episoade aici cu gameplay-uri. Eu am fost Cosmin Vasca, de obicei, Super Games. Până data viitoare, toate cele bune!